Deja suntem obișnuiți cu faptul că dacă trebuie să mergi pe unele dintre drumurile județene din Neamț, trebuie să ai o mașină 4x4 și să speri că totul va fi bine până ajungi la destinație. Astfel de drumuri județene seamănă cu niște poteci făcute de strămoșii noștri daci și îți oferă impresia că ai intrat într-o zonă protejată de arheologi și că probabil vei descoperi relicve antice prin apropiere. Da, ne aflăm, doamnelor și domnilor, la o intersecție a două drumuri județene. Două drumuri județene, este vorba de 159, deja 159, drumul despre care tot am vorbit. Am venit acum de la Siret, acolo unde trebuia să traversăm, Siretul cu feribotul. Suntem în satul Rogna, care ține de comuna Icușești, iar drumul județean 159, cel care vine la Racova, o să vă arăt imediat colegul Vlad. Aici se termină, în partea dreaptă, în partea dreapta mea, iar în spate, o să vedeți imediat, vă arată același coleg Vlad, avem 207D, drumul județean 207D, care vine dinspre Icușești, da? Pe unde am venit noi astăzi, respectiv Ion Creangă, Icușești, Rogna, și mergem mai departe, cum vedeți unde vă arăt eu, spre Bătrânești, Damienești, Ion Creangă, se merge spre și spre Bacău. Da, interesant este că avem de-a face aici cu un drum județean, cu intersecția două drumuri județene, ambele drumuri județene de pământ. Daniel Muraru nu s-a întors în timp pentru a ne arăta potecile de pe vremea lui Burebista, ci ne arată prezentul cu drumurile din timpul domniei președintelui Consiliului Județean Ionel Arsene, astăzi de la ora 20.